Salutare lume, sunt Andrei de pe Getrek.ro. Iar astăzi ne jucăm de Long Dark, continuăm seria. Ieri am reușit să supraviețuim viscolului și suntem în baza noastră de la turnul de radio. Și acum o să prăjim ceva din carnea pe care am luat-o de la căprioară. Nu de alta, dar e puțin foame. Start fire. Care avem succes mai mare cu asta? Oh. Cred că episodul de astăzi o să fie puțin mai plictisitor, o să încercăm să stăm aici la noi în bază și să petrecem cât mai mult timp până ne ajungem mâncarea și apoi o să pornim spre, nu știu, o să vedem cum stăm cu resursele și apoi probabil o să încercăm să mergem altundeva. Ar trebui să preparăm hrana asta până nu se strică. Avem, cred, vreo 9 kg de carne. Am putea să facem niște apă, dacă tot avem foc, oricum avem bețe. Oare să gătim toată carnea? Mi-e frică să nu se strice. Hai că nu mai e așa mult oricum. De calorii un kil de carne. Nu e rău deloc. Două din astea și n-avem treabă. Mă duc să mai aduc niște lemne. Sau le folosim pe astea? De ce nu? Melt snow. 5 litri. Oricum avem o grămadă de apă înăuntru, nu știu de ce ne chinuim. Boil water și pregătim și restul de mâncare după. Deci ieri chiar n-am crezut că o să mai ajungem aici, am crezut că se termină seria. Eram foarte aproape să murim. Ca asta se întâmplă de câteva episoade în continuu, e aproape să murim. Da, ce să faci, așa e când încerci să supraviețuiești frigului, viscolului și sălbăticiei. Bear Grylls ar fi mândru de mine. Da, bun, ce am putea face noi pe aici? Not much. Uite cât apă avem, am mai făcut și noi, am mai făcut 5 kg. Cred că o să dăm pastime, să încercăm să supraviețim cât mai mult. Să pastime 5 hours. După aia o să mâncăm și apoi o să dormim. Deja obosit și însetat și flămând.
Test time 3 hours. După aia sperăm că o să putem dormi toată noaptea, dacă toți suntem obosiți. Darkness. Dormim 8 ore. Cam multe calorii consumă asta când doarme. Am supraviețuit 15 zile. Wow. Nu cred că am mai supraviețuit așa mult. A scăzut condiția la carne. Deci tot din conservele o să le păstrăm și în carne o să încercăm să mâncăm cât mai repede. Best time 5 hours. Și cred că am ceva piei și gat, da. Drop și drop. 9 hours of daylight. M-aș duce puțin afară să... Să încerc să iau carnea aia de lup. Sau eventual să mai vânez o căprioară, să mai avem resurse. Vremea e ok. Mă așteptam să fie mult mai na... Fuck. Ok. That was too close, adică nu. Da, nu o să mai ieșim de aici curând. Ce căuta ursul ăla așa aproape de noi? Dar vreau să-l omor. Ce? Oare l-a nimerit? De ce te joci cu ursul? Hai mă, că merge să omorâm ursul. Noi mari vânători. Și dacă îi dau 10 gloanțe, vreau să te omor. Și what could go wrong? Adică... Încotro a fugit. Oare s-a dus în jos? Avem avantajul. Suntem pe terenul... We have the high ground, cum s-ar zice. Dar de ce mi-e un pic frică. M-a ajuns să vânăm ursul, ai de capul meu.
Mă puturcă pe aici? Nu. Mi-e frică să nu vină, să mă ia pe la spate, ca și atunci. Unde s-a dus? Are luat-o încolo? Nu găsim urme. Vedem urme? Nu. Fuck. Dacă aș fi un urs, ar fi luat-o în stânga. Am dat două glonțe pe el, da. Sper că l-am nimerit. O să fie a mea, ursule. Nu astăzi, dar o să te prind eu. Cred că trebuie să fug mai bine după el. Mergem înapoi la noi în cabană. Trebuie să fug după el mai repede. Să dăm pass time și apoi o să dormim. Cât de tare ar fi fost să omorâm ursul? Oare câte chile de carne sunt pe ursul? Nu știu, dar sigur cred că nu ne ajungă o săptămână sau ceva de genul. Pass time. E timpul să mâncăm și să bem apă. Deci vreau să omor ursul ăla. Și 10 gloanțe aș da. Nu știu dacă se merită 10 gloanțe pe urs, da? Resting. Încă suntem pe Darkness. Rest încă 4 ore, hai să vedem. Bine, se face lumină, o să... Oricum suntem fully rested. Water. Best time 1 hour. Ajunge. Să vedem, oare e ursul afară? Îl omorâm, ne omoară el. E cam dimineață, încă e întuneric. Dacă nu mă înșel, cred că pe aici puteai... Nu, nu mă înșel. Am crezut că este o... Crezut că este o funie să poți coborâ. Noi am coborât pe modul Skyrim. Bun, ce facem? Mergem să vânăm. Poate avem noroc de ceva. Cât am văzut ursul pe aici, prin zonă, l-am mai văzut și când am urcat prima dată la cabana asta, la tower. Și mi-e frică de urs, sincer. Am văzut că s-a speriat când am tras, dar din experiența mea vă zic că asta cred că e random. Am mai pățit să trag după el și să vine la mine așa full charge. Și n-a fost frumos deloc.
Iar cred că ai probleme cu frigo, omule. Probleme cu circulația. 2 minute am stat afară. Cred că fi tu pe tine, ai sta numai înăuntru. Alea un lup? Oare putem să-l doborâm dintr-un glonț? Trebuie să-i dăm în cap. Avem skill-ul necesar să-i dăm în cap sau să ne mănânce lupul. O să vedem imediat. Arr! Arr! Nu, nu avem skill-ul necesar. Ia mă, ce-am pățit? Bloodlust, Street Wound și Infection Risk. Playing antiseptic. Câteodată ratezi cu pușca, câteodată tragi bine. E în funcție de noroc. Nu că ar fi ceva de skill să tragi cu pușca. Măcar l-am rănit. O să-l mănânce ursul acolo. Ursul mulțumește. Unde fug animalele rănite? Au ceva club? Animalele împușcate de supraviețuitor? Data trecută, dacă nu mă înșel, pe aici am văzut ursul în jos. După a venit la noi. Ce fac animalele? Clubul animalelor rănite de gloanțe. Și se adună într-o peșteră și după aia își pun povești. Vreau să te ucid. Nu fugi de mine. Atât de aproape. Ce? Care era? Bă, deci eu îmi bag joc de gloanțe, deci îmi vine să-mi dau o palmă acum. Ești a meu. Deci deja am stricat 3 gloanțe. Lupul nu l-am omorât. Nu, 4, că în episodul de ieri. În episodul de ieri ce am făcut? Am tras pe lângă și acum am omorât ăsta cu 3 gloanțe. Mai avem 15. Nu știu câte mai avem. Ne-ar trebui un foc aici. Dar n-avem fuel. Niște lemne. Avem aici lemne de calitate superioară. O să ne fie foarte frig. Ce ziceam? Dar din asta cred că vreo 3 ore de foc face. Hai, hai, hai.
Nu, că se aprinde. Hai, astăzi. Nu! Să mor tu. Deci ăla are dreptate. Să mor tu. Imediat ar trebui să vină ursul. Parcă am mai văzut asta, am un deja vu. Nu, stai că ultima dată n-am apucat să facem foc, a venit ursul. Ne-a încălzit el puțin. Ne-a vrut bine. Ăsta trebuie să ardă. Hai, hai, hai. Da. O oră. 2 ore. Hai. virgulă 6. Wow. 2 ore 24 de minute. O oră și 17 minute. Cât mai avem pe foc? 2 ore. Hai. Gata, 50 de minute. E bine. Și mai avem și 9 ore de daylight. E ok. Ne îndreptăm din nou către frumoasa noastră bază, care e chiar după copacul ăla. Aici am fost, nu, da. Păi aici cred că am supraviețuit de la atac. Ce de lemne pe aici? Putea să luăm și noi niște lemne. Că oricum o să trească să ne prăjim mâncarea. Bine, cred că o să murim de frig dacă nu ne mișcăm mai repede. Mie îmi place să trăiesc la... Cum e? Am un lapsus. Să trăiesc la limită. Deci acum n-aș vrea să vină ursul. Deci chiar nu aș vrea să vină ursul. Dar nu mai vine, că am băgat două glonțe în el ieri. Acum se chine să-l scoată cu lup. Sigur, problema e că... Nu știu, mai stăm aici o zi sau ceva, după aia plecăm. Că se cam termină... glonțele și... E ok zona asta, dar... Nu fă griji de lupi. Ați văzut și voi, mă atacă lupul, una, două, bag un bandaj, n-am treabă, dar de urs e problema. Că ursul te lasă cu 8%, lupul te lasă, te poți bate cu el să te lase și la full, cum am pățit în acum ceva episod de m-a atacat ursul, auzi, lupul. Și m-a lăsat, numai mi-a julit hainele. Nu văd copacii ăștia, am impresia că peste tot văd câte un urs. Acum așteptam ieri dimineața. Da, o să bem și apă, avem carne, e ok. Chill, man, chill. Stai chill, că am ajuns. Nu-ți mai da filme. Oh. Ești un plângăcios. Nu, hai să-ți dăm. Ce apă vrei, a? Ce apă vrei? Ce mai vrei? Mai vrei o
șnițel de căprioar. Punem carnea aici undeva unde presupunem că e rece. Să nu se strice. Uite cât avem. Și mai lăsăm astea jos. Cred că suntem ok, nu avem... Nu, hipotermia, ok. Cam asta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, vă rog dați un like și un subscribe. Și ne vedem în episodul următor. Ciao!